vrea să rog biserica să se ridice în picioare și să deschidem cu toții Sfânta Scriptură în Iacov, capitolul 2, și o să citim de aici pentru că studiem cartea aceasta frumoasă, Iacov. Suntem în capitolul 2, dar înainte să citim, dați-mi voie să fac o precizare. Când Iacov a scris cartea aceasta, ca și oricare carte din Sfânta Scriptură, nu exista numerotarea aceasta a capitolelor sau a versetelor. Capitolele au fost introduse în aproximativ anul 1200 pentru o înțelegere mai ușoară. Așa că noi când studiem ceva trebuie să ținem cont de tot contextul. Dacă eu aș trimite un mesaj la fratele Călin cu 5 propoziții sau 5 alineaturi, să spun așa, și fratele Călin îi trimite unul din alineaturi, o propoziție la fratele Avram și îi zice, uite, mesajul ăsta e de la Adi. Și mi-l arată mie, zice, ăsta e de la tine? Da, e de la mine, eu am scris asta. Dar înainte de alineatul respectiv am mai scris încă două și după ce ai primit tu, au mai fost încă două propoziții. Așa că când citim Iacov sau când citim orice carte din Sfânta Scriptură, trebuie să ținem cont de totul. Așa că o să citim de la versetul 27 și apoi intrăm în cele 13 versete pentru astăzi. Versetul 27 spune așa. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare, și intră și un sărac îmbrăcat prost. Și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți, tu șezi în locul acesta bun. Și apoi ziceți săracului, tu stai acolo în picioare. Sau șezi la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, prea iubiții mei frați. N-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a pregătit-o celor ce-l iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogații vă asupresc și vă târăsc înaintea judecătorilor? Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească, potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți, dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător a legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila biruie judecata. Amin. Vă invit să ocupăm locurile. Mesajul meu pentru această dupămasă l-am intitulat Fără favoritisme. Fără favoritisme în biserică. Și ni se spune de la început că să nu ținem credința cu părtinire. A avea părtinire înseamnă a fi subiectiv, a favoriza pe cineva sau ceva în favoarea altei persoane. Și de ce noi nu ar trebui să facem favoritisme de felul acesta? Pentru că nici Dumnezeu nu face favoritisme. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură și vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Matei capitolul 22 cu versetul 15 și 16, Matei 22 cu 15 și cu 16, vedem atitudinea Domnului Iisus. Și în contextul care o să-l citesc, au venit la el niște farisei, au trimis la el pe ucenicilor împreună cu irodenii și au zis, Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor.
Noi de multe ori căutăm la fața oamenilor, dar în această seară o să învățăm că lucrul acesta este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus, când a fost pe pământ, a vorbit mai dur fariseilor și oamenilor bogați decât oamenilor săraci. Oamenilor care aveau o nevoie, Iisus mergea cu ei la masă. Oameni care erau ocoliți de societate, ca și vameșii, ca și femeile de moravuri ușoare, Domnul Iisus nu avea o problemă să se așeze cu ei la masă. Dar bogații vremii, puternicii vremii, care erau farisei, Domnul Iisus Hristos, de fiecare dată când intra într-un contact cu ei și avea de le spus lucrurile, spunea lucrurile tăios. Și Iacov, care era fratele lui, Iacov la fel este un om extraordinar de practic, de transparent și spune, favoritismul în biserică nu și-are loc. Este un păcat. Pentru că el văzuse, fusese martor la situații în care oamenii erau tratați diferit. Și o să citim în continuare. Dacă deschidem și Sfânta Scriptură și în Fapte, capitolul 10, să vedem același lucru, capitolul 10 cu 34 și cu 35, Fapte 10, ni se spune așa, înainte ca cuvântul lui Dumnezeu să meargă înspre neamuri, știți de Corneliu, da? El avusese o vedenie în care fusese înștiințat că trebuie să-l caute pe Petru și el va prezenta Evanghelia. În același timp, Petru, care se ruga lui Dumnezeu, vede vedenia aceea cu cerceaful, cu dobitoace necurate și spune, Doamne, eu nu o să mă ating de ele. Și Petru ajunge la casa oamenilor aceștia, la casa lui Corneliu, care strunsese acolo prietenii și neamurile, și aproape că nu-i vine să creadă lui Petru ceea ce se întâmpla. El fusese toată viața convins că Dumnezeu are un popor favorit numit iudeii și în afară de ei, toți ceilalți sunt într-o altă categorie, defavorizată. Și cum începe Petru și spune... În versetul 34, atunci Petru, după ce i-a povestit Corneliu tot ce avusese loc în ultimele zile, atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor și că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. Slavă Domnului pentru asta! Noi românii suntem primiți de El. Dumnezeu putea să-și păstreze mântuirea doar pentru un popor. În vechiul legământ, Dumnezeu, și citim despre asta în tot Vechiul Testament, poporul favorit al lui Dumnezeu a fost poporul evreu. Dar Dumnezeu putea să-și aleagă egiptenii, putea să-și aleagă asirenii, un popor puternic. Nu, Dumnezeu își alege un popor mic, un popor slăbuț, un popor chiar în robie. Și spune, acesta este poporul meu. Vedeți, Dumnezeu lucrează fără nepărtinire. Dumnezeu nu se uită dacă suntem bogați sau dacă suntem săraci. Dumnezeu nu se uită dacă suntem albi, dacă suntem negri, dacă suntem asiatici. Nu se uită dacă suntem tineri și avem mult de oferit sau dacă suntem trecuți de 60 de ani și poate nu mai avem așa de mult de oferit. Dumnezeu este nepărtinitor. Dumnezeu nu se uită la fața omului. Știți episodul acela cu David, în care Dumnezeu îi spune, du-te în casa lui Isai pentru că de acolo o să-mi iau un împărat. Și se uită Samuel la primul, cred că am zis Saul, se uită Samuel la primul și zice, cu siguranță acesta este. L-a văzut, frumos, înalt, pregătit. Și Dumnezeu îl mustră imediat, spune, nu, pe el l-am lepădat, nu el îi. Și noi de multe ori ne uităm la ceea ce izbește, la ceea ce izbește ochiul, la ceea ce se vede și Dumnezeu în primul rând se uită la ceea ce nu se vede. Dumnezeu se uită la inimă, Dumnezeu este interesat în primul rând de interiorul nostru. Așa că citim în aceste versete care ne prezintă cum era biserica la început. Și biserica la început era formată din oameni săraci, majoritatea, dar și din oameni săraci. În primul secol sau în primele secole, clasa aceasta în care poate ne încadrăm noi, clasa de mijloc, nu exista. Dacă te nășteai într-o familie săracă, aproape că mureai sărac, aproape sigur. Dacă aveai harul să te naști într-o familie bogată, e ca și astăzi, ai șanse mai mari ca să rămâi bogat, pentru că părinții, tatăl tău sau cineva, neamul tău, a clădit ceva pe care tu să zidești în continuare.
Deci nu exista o clasă de mijloc. Așa că când biserica s-a format, aceeași proporție care era în lume, mulți oameni săraci, mulți oameni care duceau de pe astăzi pe mâine și foarte puțin și foarte puțin bogați, aceeași proporție o găsim și în biserică. Dar Iacov nu spune, haideți să facem o biserică care să fie una doar a săracilor și una să fie doar a bogaților. De la început, standardul lui Dumnezeu este acela, nu favorizăm pe nimeni. Bogatul trebuie să slujească și celui sărac, să conviețuiască împreună, iar cel sărac trebuie să-l îngăduie și el pe cel bogat. La cina Domnului știți că existau acolo discrepanțe, unul se îmbăta, unul aducea multă mâncare, altul nu avea nimic. Și erau lucrurile acestea pentru care poate noi am fi venit cu o soluție, dar Iacov spune, nu, noi trebuie să învățăm să conviețuim și să trăim împreună. Și Domnul să ne ajute să facem asta. De multe ori îs supărat că dimineața nu văd așa de mulți oameni la biserică. Și mă gândesc, oare nu cumva ne considerăm noi acum, noi evreii secolului 21? Pentru că dimineața a fost frumos și biserica s-a rugat aici pentru o familie de indieni. Am avut frați din multe părți, o soră, cred că în prima dată, din Zambia, dacă nu greșesc, sau Zimbabwe, alt cuvânt, scuze, din Zimbabwe. Noi ne uităm la noi și spunem, măi, eu mă duc numai duminică seara. Eu nu mă duc și duminică dimineața. Oare mă întreb, ce considerente avem? Că poate unele sunt pe bună dreptate, nu înțelegem limba. Dar dacă noi ne vedem superior altor rase, celor din Nigeria, celor din Africa, celor din Filipine, atunci săvârșim un păcat. Dacă ne uităm la cel care poate e îmbrăcat mai sărăcăcios, și nu știu, mă uit peste dumneavoastră și toți avem haine, nu știu cine are o haină scumpă și o haină foarte ieftină pe el. Nu se mai cunoaște. Ei, dar în biserica primară lucrul acesta se cunoștea. Și Iacov învață pe oameni, nu, trebuie să ne îngăduim. Chiar dacă venim din stări diferite, noi trebuie să ne îngăduim unii pe alții. Vine omul acesta, despre care se vorbește, cu haina lui scumpă. Și ochii se ațintesc asupra lui. Așa se întâmplă poate și astăzi. Dar astăzi nu mai ieșim în evidență cu hainele noastre. În trecut, și vorbește textul acesta despre oameni care veneau la casa lui Dumnezeu bogați fiind, cu haine inclusiv care aveau fire de argint în compoziția lor. Unii aveau mătase scumpă, alții aveau purpură, alții porfiră. Și cel care era sărac, era sărac. Și avea o haină murdară, o haină jerpelită. Nu că asta alesese, nu avea o altă haină de schimb. Dar în biserica primară, haina nu era murdară sau obosită din cauza că omul acela era leneș. Asta era situația, asta era descrierea acelor vremuri. Și Iacov încă o dată sublinează să nu existe o diferență cum tratați pe cel sărac față de cum tratați pe cel bogat. Dacă cineva ar intra acum mai târziu, știți, fiecare se uită din curiozitate cine a intrat. Pentru că toți stăm jos și cineva intră în picioare. E normal, în primă fază, să observ când cineva îi diferit, da? Noi stăm jos, el vine. Dar mă întreb în această seară dacă o personalitate pe care să o recunoaștem toți ar intra aici, noi cum ne-am comporta? Și dacă cineva nebăgat în seamă ar intra pe cealaltă parte, oare le-am face loc la amândoi sau doar la unul? M-am uitat astăzi, din curiozitate, care ar fi cea mai cunoscută persoană irlandeză? Ce ziceți că am găsit? Aha. Bun. Da, l-am găsit și pe Conor McGregor, mai erau și alții acolo, dar hai să zicem Conor McGregor că voi l-ați pomenit. Dacă ar intra aici, l-am tratat în vreun fel special. Ce ziceți? I-am dat locul. Merită omul acesta? Merită, nu? Că dacă avem probleme cu datorii și dă el cu pixul unde trebuie, am scăpat de tot. Sau dacă se decide să rămână membru aici și își dă 10 ala, asta e mai bine. Pentru că asta e de 12 ori pe an. Biblia ne învață să nu ne uităm la fața omului. Pentru că orice om este creat în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și omul bogat este la fel de valoros ca și omul sărac.
Și omul sărac este la fel de valoros ca și omul bogat. De ce ne sare în privire sau de ce ne ațintim ochii prelungiți asupra persoanei bogate? Vedeți, astăzi, în trecut, personalitățile erau oamenii bogați, dar astăzi ai staruri din sport, ai din politică, ai din filme, ai din muzică, o grămadă. Dar oare cum ne comportăm cu ei? Cum ar trebui să-i tratăm? Ce vedem? Dacă unii dintre ei ar deveni frații noștri, oare cum ne-am comportat cu ei? Cu favoritism, fără favoritism? Mergem mai departe. Zice, voi puneți ochii pe cel bogat, zice, vă ocupați de el. Uite, avem un loc de cinste, avem un loc bun. Și ne spune și Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 26, printre voi nu sunt mulți puternici, nu sunt mulți de neam ales. Sunt puțini, pentru că, vedeți, bogăția aduce un sentiment de independență. Când ești sărac, când abia o duci de pe astăzi pe mâine, ai nevoie de Dumnezeu. Simți că orice pas îi la limită, dacă vreți. Ei, dar omul bogat, omul care se îmbogățește, omul acela se descurcă zile, săptămâni, ani, fără Dumnezeu. De aceea, omul bogat mai greu intră în împărăția lui Dumnezeu decât cel sărac. Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Asta nu înseamnă că cel sărac are acces garantat în împărăția lui Dumnezeu. Dacă citiți versetele care le-am citit, dacă vă uitați mai bine peste ele, cel sărac, dar care îl iubește pe Dumnezeu, acela are făgăduințele și promisiunea aceasta că va fi făcut din el un moștenitor. Deci faptul că suntem săraci nu înseamnă că suntem moștenitori. Dar dacă suntem săraci care îl iubim pe Dumnezeu, atunci vom fi moștenitori. Te uiți la cel bogat și ok, nu ne putem cunoaște după haină în această seară, da? Dar dacă ai merge prin parcare și te-ai uita, și toți avem mașini, nu știu cum le avem, dar să fie o mașină specială, să zic un Rolls Royce, da? Nu știu dacă are cineva, sper să aveți cât mai mulți, e ok. Deja vezi o altă categorie de mașini acolo. Da? Și poate v-ați interesat, oare a cui mașina asta? Oare a cui mașina asta? Oare l-ați tratat pe omul acela special? Dacă vine săracul, spune, auzi, sunt ceva locuri pe aici, nu știu, vezi, găsești undeva. Ei, dar omul bogat, omul ăla cu Rolls Royce, cum te-ai comportat față de el? L-ai aduce aici mai în față? I-ai da o sticlă cu apă, zice, hai la sfârșit că îți dăm un tur al bisericii, avem cafea, lasă că avem noi... Ne-am comportat diferit față de el sau nu? Dumnezeu se uită la inimă și Dumnezeu vede fiecare persoană care a îngăduit-o să se nască pe această planetă ca fiind plină de valoare. Românii sunt la fel ca și africanii, africanii sunt la fel ca și evreii, pentru că Dumnezeu nu face parțialitatea aceasta, Dumnezeu nu este subiectiv. Deci, putem să fim săraci aici și să fim bogați dincolo. Putem să fim săraci aici și să fim săraci și dincolo. Putem să fim bogați aici și săraci dincolo. Și putem să fim bogați aici și bogați dincolo. Nu există că dacă ești bogat, gata, poarta lui Dumnezeu pentru tine s-a închis. Nu. Dar e mai greu. Nu există că dacă ești sărac, ai acces imediat în împărăția lui Dumnezeu, că Dumnezeu vede toate greutățile prin care ai trecut și acum spune Dumnezeu, da, tu ai avut toată viața, o viață grea, hai aici. Nu, dar dacă ești sărac și iubești pe Dumnezeu, dacă ești bogat și iubești pe Dumnezeu, atunci îți este deschisă intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul să mântuie fiecare suflet din locul acesta. În biserica lui Iisus Hristos trebuie să ia sfârșit orice formă de defavorizare. Te uiți la oameni și fiecare, nu e așa că fiecare ne-am dorit să fim bogați. Fiecare am visat-o, dar măi, dacă eu mi-aș permite toate lucrurile, ce bine ar fi. Fără să ne gândim de multe ori
uitându-ne la cineva sau având țelul acesta idealistic în minte de a fi bogat, oare oamenii aceia cum s-au îmbogățit? Nu? Pentru că poți să te îmbogățești pe muncă cinstită și poți să te îmbogățești pe nedrept. Și tu să te uiți la oamenii aceia și să-ți dorești să fii ca și ei, să ai ceea ce au ei. Acum, dacă cineva știe că și-a făcut averea pe nedrept, nu te mai uiți la fel la el. Dar dacă cineva s-a îmbogățit pe drept, s-a îmbogățit din cauza că Dumnezeu l-a binecuvântat. Și tu te uiți la bogat și lauzi pe el, dar n-ar trebui să fie așa. Ar trebui să-l vezi pe Dumnezeu care a fost în spatele lui. Pentru că în toate lucrurile, dincolo de toate abilitățile, toate relațiile, toată engleza care o știm și tot ce mai avem noi în arsenalul nostru, Dumnezeu este Cel care ne întărește mâinile. Fără de El nu putem să facem absolut nimic. Versetul 6, și voi înjosiți pe oamenii aceștia. Sunteți nedrepți, aveți două măsuri. Cine îl disprețuiește pe cel sărac, îl disprețuiește de fapt pe Dumnezeu. Pentru că dacă noi nu vedem lucrurile ca și Dumnezeu, și Dumnezeu spune, eu accept pe fiecare, și noi spunem, nu, noi acceptăm în primul rând bogați, noi acceptăm oamenii mai speciali. De ce vrem să ne împrietenim cu oamenii bogați? Sau cu oamenii care au putere? Din cauza că ne gândim că, măi, dacă ajung la un moment de strâmtorare, dacă îmi trebuie odată un depozit pentru o casă și am numărul McGregor, poate mă ajută el cu 20-30 de mii de euro. Sau cum am auzit când s-a făcut darea de seamă, a fost frați care au dat bani și la sfârșit nici nu au zis că le mai trebuie bani înapoi. Nu vrei să ai un prieten din acesta care ai numărul lui, scrie, poți să-mi dai ceva? A, e ok, îți dau numai așa, gratis. Mergem mai departe. Versetul 6. Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogații vă asupresc și vă târăsc înaintea judecătorilor? Nu bajocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Ei, când noi avem standardul acesta dublu, acesta este opusul gândirii lui Dumnezeu. Dumnezeu acceptă toți oamenii, însă sunt oameni pe care noi îi ocolim. Dumnezeu îi primește pe toți, însă sunt oameni cu care noi nu vrem să ne însoțim. Și ce spune Pavel aici? Între aceste două categorii de oameni, care unii sunt bogați și ca și bogăția asta se arată ca și putere, și oamenii care sunt săraci, cel bogat poate să aibă și puterea ca să-ți facă rău. Omul bogat, omul cu bani, omul acela te poate duce în instanță, în tribunal. Omul bogat poate să-și ia un avocat bun. Omul bogat poate să fie prieten cu judecătorul și inclusiv să-l mituiască. Și atunci cel sărac, care nu-și permite, care are un avocat din instanță, cel care nu-și permite să-și ia o zi liberă, pentru că are de suferit familia, atunci noi trebuie să avem grijă cu oamenii aceștia. De aceea spune Pavel, cel bogat, când e călcat pe nervi, omul acesta se poate să te asuprească. Și lucrul acesta se întâmplă în lume și vedem asta de multe ori. Nu e așa că oamenii bogați dau tot felul de decrete care... Cine are de suferit? Nu cei din clasa lor, ceilalți care suntem pe dedesubt, care suntem sub ei. Săptămâna trecută în Statele Unite, poate ați auzit, la Donald Trump i-au dat o amendă de 350 de milioane. Pentru că sunt alții care sunt peste el. Și el e bogat, nu-i sărac, nu mă înțelegeți greșit din câte am văzut și am înțeles. E, dar sunt alții peste el, care dacă nu-i convin de omul acesta, pot să se ocupe de el. Există atâta nedreptate în lumea noastră. Nedreptatea aceasta, standardul acesta dublu, nu are loc în Biserica lui Dumnezeu. Și continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune... Dacă unul dintre voi îi ucigaș, o călcat în picioare legea lui Dumnezeu. Dacă unul dintre voi îi prea curvar, o călcat în picioare toată legea lui Dumnezeu. Dacă vreunul dintre voi favorizează o clasă în detrimentul altei clase, păcătuiește și strică toată legea lui Dumnezeu. Eu până acum am crezut că la judecată e un pic mai simplu. Am zis că dacă eu sunt creștin,
Dar uitați, Dumnezeu ne analizează viața noastră. Cine calcă o singură lege se face vinovat de toată legea. Șocant verset. Ne-am mutat în urmă cu câteva luni și am pus toate lucrurile în saci, în cutii, cum se face. Mi-a spus Debbie, ai grijă la oglinda asta. Am dus-o până la ușă și la ușă i-am îndoit un colț. O avem și acum undeva pus acolo, la vedere, ca să nu uit ce am făcut. Când mă uit la oglinda aceea, știți cum e? Cum e? Îndoit. E spartă într-un colț. E stricată cam 2%, 3%, poate 1%, nu știu cât. Dar oglinda aceea, din întreg, nu mai e cum a fost. E spartă. Așa că noi călcăm o lege a lui Dumnezeu, încălcăm toată legea lui Dumnezeu. Așa că e grav și e serios lucrul acesta. Dacă eu într-o zi îmi propun să mă duc de aici până în Mulingar, zic, mă trezesc de vreme, îmi iau un ceas ca să ajung acolo bine. 100 de kilometri, să zicem, vreo 95-90. Și mă duc și pe la Klein, măi, eu am timp, mă duc 120, am unul în fața mea care e cu 100. Și zic, mă uit la ceas, e ok, că ajung. E, dar dintr-o dată mă nervează. Dintr-o dată zic, ia să-l depășesc. Eu până atunci am mers doar în limită, 100-120, n-am trecut. E, dar apăsând așa bine pe pedală, 2 minute, mai văd încă unul în față, îl depășesc și pe ăla și ajung, dându-mi seama sau nedându-mi seama, la 140. Și exact în porțiunea aceea unde eu am făcut 140, 130, 140, mă prinde o cameră. Ce se întâmplă? Primesc amendă. Sau zice, băi, Adi, dar tu ai condus bine, jumătate de ceas ai condus ok, n-ai trecut niciodată, după ce ai trecut de ăștia 140, iar ai condus ok, doar acolo câteva secunde, 2 minute, acolo ai condus cum n-o trebuit. Am încălcat legea. Chiar dacă am făcut-o pe o porțiune scurtă, chiar dacă am făcut-o un minut și celelalte 5-8 de minute am condus regulamentar 100%, I broke the law. Și polițistul și cel care mi-a făcut poză n-o să mă ierte. Așa de multe ori noi încălcăm legea lui Dumnezeu. Unul o strică într-un fel, unul e supărăcios, unul nu iartă, unul e prea curvar, unul ucide. Fiecare știrbește într-un fel legea lui Dumnezeu. E, dar când o face, strică toată legea lui Dumnezeu și se face vinovat de toată legea lui Dumnezeu. Și nu știu dacă aspectul acesta îl înțelege. Și am putea să spun, Adi, dar e important că eu favorizez un om în detrimentul altuia. Când facem lucrul acesta, suntem la nivelul curvarului și la nivelul ucigașului. Am stricat legea lui Dumnezeu. Din ce cauză? Că legea asta, nu-i că legea Dumnezeu așa de mult ține, nu știu, neapărat la lege, dar legea aceasta e importantă din cauza că e dată de Dumnezeu. Dacă ar fi dată de mine, dacă ar fi dată de stat, e ok, poate să o mai călcăm, plătim o penalitate, dar legea aceasta e importantă și grav când călcăm peste ea din cauza că e legea lui Dumnezeu. Și atunci avem de-a face cu Dumnezeu. Vreau să mă apropii de încheiere, o să sar peste ceva și versetul, ultimul verset care l-am citit aici, versetul 13 sau versetul 12 și 13. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei, căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata. Vreau să terminăm cu versetul acesta. Și vrem fiecare dintre noi să fim judecați cu milă, așa-i? În ziua aceea în care Dumnezeu ne va judeca pe fiecare, vrem să fim, să avem o doză bună de milă. Îmi place să vorbesc cu toți oamenii din biserică, îmi place să ascult toate părerile, însă unii dintre noi suntem supărați, unii dintre noi nu iertăm, unii dintre noi vedem și marcăm fiecare greșeală. Și lucrul acesta nu-i bun.
Cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă iertăm, vom fi și noi iertați. Dacă noi avem milă, și Dumnezeu va avea milă pentru noi. Cu lucrurile acestea nu-i de glumă. Știu că mulți faceți tot felul de puncte serioase și ne prezentați lucruri care poate ar aduce un progres bisericii, poate sunt lucruri care trebuie să ne lumineze, lucruri care trebuie să le știm. Dar când noi avem o atitudine din aceasta împotrivă, lucrurile acestea nu sunt bune. Noi vrem fiecare dintre noi să fim judecați cu milă de Dumnezeu și de ceilalți oameni. De aceea, haideți să avem milă, haideți să ne iertăm, haideți să ne îngăduim. Săracul cu bogatul pot să locuiască împreună. Chinezul împreună cu arabul și cu indianul pot să locuiască împreună. Cei bogați pot să locuiască împreună cu cei săraci. Tinerii cu bătrânii. Haideți să ne gândim la Dumnezeu și Dumnezeu vrem să aibă milă față de noi. Dar Dumnezeu spune, dacă aveți milă față unii față de alții, și eu voi avea, voi avea milă față de voi. Așa că haideți să ne gândim la aceste lucruri, pentru că vrem să avem parte din plin de mila lui Dumnezeu în ziua aceea. Dar până atunci, noi să ne îngăduim, noi să ne iertăm, noi să ne iubim. Amin.